am observat ceva interesant la întreaga omenire. Oriunde te-ai duce în jurul lumii, vei vedea că există oameni care se roagă. De fapt, în fiecare cultură și în toată istoria umanității vei găsi câte un grup de oameni care într-un fel sau altul s-au rugat sau l-au căutat pe Dumnezeu. Aceasta este una din cele mai mari doveze ale existenței lui Dumnezeu și anume că în fiecare dintre noi există o dorință de a-L cunoaște pe Cel care ne-a creat. Avem cu toții această dorință lăuntrică și cred că se datorează faptului că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar potrivit cu Scriptura, faptul că Dumnezeu a așezat în om această dorință de a-L cunoaște este una din cele mai mari doveze ale existenței lui. De aceea oamenii tind să se roage. Acum, Vei găsi tot felul de rugăciuni pe care oamenii le fac, indiferent de religia din care fac parte, și există mai multe moduri în care ei se roagă. Deseori oamenii mă întreabă care este cea mai bună poziție în care te poți ruga. Cu toții știm că sunt oameni de diferite religii care se roagă de mai multe ori pe zi, alții care se roagă în anumite poziții, unii care se roagă în picioare sau în genunchi, iar alții care se roagă se roagă cu fața la pământ, așadar care este cea mai potrivită poziție în rugăciune? Mai întâi, dați-mi voie să vă explic și să vă reamintesc ceva. Pentru un creștin și un adevărat urmaș al lui Hristos, rugăciunea nu este o obligație religioasă sau datorie. Rugăciunea nu este ceva ceea ce trebuie să faci ca să-l cunoști pe Dumnezeu. Rugăciunea este, de fapt, o revărsare a cunoașterii tale de Dumnezeu. Ea vine dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Domnul Isus de aceea a venit pe pământ. El care era 100% Dumnezeu și 100% om, Fiul lui Dumnezeu, El care a trăit o viață fără de păcat, o viață sfântă și care a murit pe cruce. De ce a murit Hristos la cruce? Ca să ia pedeapsa păcatelor noastre, ca tu și cu mine să putem să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu sfânt. Iar atunci când El a murit pe cruce, a făcut posibil o cale prin care tu și cu mine să avem o relație personală cu Dumnezeul care a creat acest univers, cu Dumnezeul care te-a creat pe tine, cu Dumnezeul care m-a creat pe mine. El ne-a creat pe noi ca să avem o relație personală cu El. Iar acum vine partea cea mai bună. Poziția noastră în rugăciune nu are nimic de a face cu faptul că noi stăm în picioare, în genunchiem, sau ne ridicăm mâinile, sau le ținem în poziția aceasta? Nu asta este important! Poziția în rugăciune nu ține de exterior. Poziția rugăciunea pe care o caută Dumnezeu este una interioară. Atunci când inima ta a fost curățată și când inima ta a fost iertată, atunci te afli într-o poziție corectă în rugăciune. Și aceasta vine doar prin credința în Domnul Isus Hristos. Această curățire a inimii ne aduce într-o relație corectă cu Dumnezeu. Poziția în rugăciune este o inimă curată. Psalmistul spune: "Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită." David a spus că inima pe care o caută Dumnezeu este una zdrobită, mâhnită și smerită. De aceea, Biblia ne îndeamnă să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită El să ne înalțe. Aceasta este poziția inimii în rugăciune, aceasta este smerenia. Dumnezeu caută smerenia în inimă și atunci când găsește o inimă smerită, El va face cu acea persoană lucruri extraordinare. Când inima ta este într-o poziție corectă, îl vei vedea pe Dumnezeu. Îl vei vedea făcând lucruri mari și minunate în viața ta. Dar mai întâi trebuie să ai acea inimă smerită. Trebuie să ai acea smerenie în inimă. Oare prin poziția în rugăciune o poți obține? Nu. Nu se vede prin faptul că te rosti în jos, în picioare sau în genunchiat sau că mergi. Poziția adevărată în rugăciune are de a face cu o inimă zdrobită și un duh smerit. Inima smerită care rezultă din iertarea pe care ți-a dus-o Domnul Isus Hristos. Așadar te rog smerește-te astăzi și pune-te într-o poziție corectă în rugăciune.